Dumnezeu sănătate. Mintează și se sfințește biserica aceasta cu hramul, pogorârea Sfântului Duh, în ungerea cu Sfântule și Marele Mir. În numele Tatălui și ale Fiului și ale Sfântului Duh, binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Tu preasfințitul Părintele nostru Lucian, Episcopul Caransebeșului, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Mitropolitul Vasile, episcopei Caransebeșului, Ioan Nicolae Iosif Filaret Beniamin Emilian, preoți slujitori ai acestei biserici. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru această zi minunată, pentru această duminică de vară, în care am petrecut duhovnicește, binecuvântând lucrările exterioare la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Vărădia și săvârșind aici, în curtea templului, în acest altar de vară, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Cu toții ne-am dorit să avem aici, în Vărădia, un așezământ monahal. Și iată, Dumnezeu a rânduit ca rugăciunile dumneavoastră, rugăciunile părinților din acest protopopiat, rugăciunile părintelui protopop, care a insistat foarte mult la înființarea acestui așezământ monahal, rugăciunile părintelui stareț Fanurie, au fost ascultate
de prea bunul și milostivul Dumnezeu. Pentru că, iată, nu suntem la praznicul cincizecimii, la pogorârea Sfântului Duh, hramul acestei biserici, de o vreme mănăstirești, în trecut Biserica Ortodoxă a parohiei Vălădia, dar suntem într-o duminică specială pentru zona Oraviței, pentru Valea Carașului, o duminică specială din august, o duminică în care biserica noastră o cinstește, o prea cinstește și o prea mărește pe Maica lui Dumnezeu și Maica Luminii.